povestea lor, povestea a doi copii, din care doar unul speră că într-o zi se vor iubi cum au făcut-o în trecut. El încă o are în gând, dar face în conjurul lumii să vorbească un minut. Că a pierdut-o prea devreme, nu știa că e sortită, nu o asculta, avea în cap ideea că e mică, dar mică cum era, îl alinta și îl răsfăța, până când a realizat că pierde fata ce-l iubea. Acum ochii ei verzi nu se mai uită în ochii lui, și după atâta timp ca lacrimi din ochi căprui, că știe că a greșit, nu a apreciat la timp. Acum de ea s-ar întoarce, n-ar mai fi același tip care a fost în trecut, care n-o băga în seamă, nu o trata cu iubire, că el nu știa ce înseamnă cum e să ai parte de dragoste, să-ți poarte grija când el se comporta urât. Acum ochii verzi îl plâng. Poate că e prea devreme, ca timpul să lase semn, că eu nu știu ce vrea să înseamnă. Hai vino înapoi, vino în brațele mele. Oare când s-au cunoscut, ea l-a refuzat, avea doar un singur gând, că n-avea cum să facă față, știa că e complicat. Dar după ce s-a gândit, tot fata l-a căutat, s-a bucurat când l-a sunat de ziua lui. Ea îl privea de la geam, îi privea ochii căprui. Prima întâlnire în parcarea subterană, nici n-au realizat cum a trecut, părea că timpul zboară. La casa noastră și-au numit locul în care se vedeau, se sărutau, prindeau răsăritul de soare. Dar nu mai trece mult și dispare magia, au apărut primele certuri, apare monotonia. A fost prima dată când el s-a îndrăgostit, a fost prima lui relație, de atunci n-a mai simțit nimic pentru altcineva. Tot pe ea o aștepta, a încercat să mai repare, dar parcă ea nu voia. Poate că e prea devreme, ca timpul să lase semn, că eu nu știu ce vrea să înseamnă. Hai vino înapoi, vino în brațele mele. Ei nu mai sunt împreună, îl face să realizeze că a pierdut o fată bună și s-o vadă iar zâmbind. El știa că își dorea un cățel, îl cheamă Olaf, asta iar apropia. Se hotără să vadă marea pentru zi, voia să o facă fericită, dar nu o știau părinții. În drumul către casă adorme pe brațul lui, nimeni nu s-ar fi gândit că e finalul filmului. Părușa de-n ochii verzi părea că e real, la fel cum ea îl vedea Vlad și el o vedea Val. O alinta mini, adică avea ceva din el, o voia o viață întreagă, voia pe deget din el. Monotonia și timpul au distrus relația lor, încă își așteaptă fata cu care vrea un viitor, încă se gândește la ea, el nu vrea pe altcineva, și chiar dacă ar încerca, știu că nu o va uita.